Așadar, să vedem funcții, că vorbesc la despre funcții. Da? Ce vreau să zic asta? Iată, dacă ar fi să găsim toate perechele X și Y, dau relația asta, 2X plus 3Y, egal cu 5. 2X plus 3Y egal cu 5. Să se găsească toate perechele X și Y, trebuie să spun din ce mulțime, asta să spun X și Y, care aparțin lui el. Ar trebui să spun și X-ul e din el, și el din el. Așa lucru se spune X aparțin lui el în viață. Adică X-ul e din prima mulțime, număr real, și Y-ul și el din cea de-a doua mulțime, tot real. Așa trebuie să înțelegi perechile. Ați putea ghice o pereche de numele X și Y care se facă 5, să locuiesc aici și să dea 5. 1 și 2. Deci pentru X egal cu 1 și Y egal cu 1, se întâmplă că vine 2 ori 1 plus 3 ori 1 egal cu 5. E adevărat, nu? 2 ori 1 plus 3 ori 1 face 5. E adevărat. Ori mai fi și alte perechi? Foarte multe. Foarte, foarte multe sunt. Și vine greu să le găsesc pe toate. Eu trebuie să le găsesc pe toate. Nu îmi permit altfel să gândesc. Ci, mi se cer toate planele reale. De aceea am să recunosc strategii. Ce am să fac? Am să scot pe Y numai de aici. A, și vine, și vine 3Y egal cu 5 minus 2Y. Y egal cu 5 minus 2x supra 3. Y egal cu 5 minus 2x supra 3. Tot supra 3. De acord? Bine, mi-e acumarea. Deci, uite, 3Y egal cu 5 minus 2x. Pe 2x se parte cealaltă. De unde 3Y egal cu 5 minus 2x, Y egal cu dreapta, 5 minus 2x, totul pe 3. Da? De acord cu asta. Și acum, am să întrumesc un tabel în care pe linia asta îmi spun X și care vin de la minus infinit la plus infinit. Iar pe linia asta, Y ce care o să rezulte. Da. Y ce, dar după ce rețetă? După 5. 5 minus 2X supra 3, da? 5 minus 2X supra 3. Și iată să dau pe X egal cu 1. Când X-ul e 1, Y-ul vine 5... 5 minus 2, 3 pe 3, 1. 5 minus 2, 1, 2. 5 minus 2, 3. Supra 3 face 1. Corect, da? Este exact perechea aceea. 1, 1. Deci acum am recurs la o strategie. Pe X și Y mă dă dincolo pe acolo, îl dau valori și că de sub găsesc Y-ul. Că altfel nu m-aș fi descurcat. Așa să-i ghicesc la întâmplare, e foarte dificil. Iată că X-ul este 0. Aici este 0. Cât este Y, Maria? 5. 5 pe 3, corect. 5 pe 3. Când X-ul este minus 1, Cosmin? 7 pe 3. 7 pe 3. Și așa mai departe. Când X-ul este 2, ia să mergem la 2, cât este? 1 pe 3. Așa este, da? 5 minus 4, 1 pe 3. 1 pe 3. În final, pot găsi pe toate. Pot să dau și 1 pe 2. Pe X poți da valoare. 1 pe 2, 1 pe 2, este între 0 și 1. Da? 1 pe 2. Cât este imaginea? Cât este valoarea? 2 ori 1 pe 2? 4 pe 3. 2 ori 1 pe 2, 1 pe 2. 2 pe 2. E 2 pe 2. Pentru că 2 ori 1 supra 2, da? Da? Așa. Și face 2 pe 2 care face 1, 5 minus 1, 4 pe 3, este foarte bine. Deci, 1 pe 2 e 4 pe 3, foarte bine. Și acum, perechile astea ne reprezintă undeva.
Il numero in generale per rappresentare le asse. No. Cos'è l'asse? 0,2 x mai quanti? Da perechile. 3 si rappresenta. Per due asse, più una orizzontale si rappresenta x e la perchia verticale si rappresenta y. Invece poi faccio il caro come tu. Quello è a te. Ascia. Più orizzontale x. E al più verticale y. Asta este, asta e x. Va? Și cealaltă este asta y. Și am să iau. Când x-ul este 1, y 1. Iau unitate de măsură. Și zic că x-ul e 1. Y continuu este, este și el 1. Aici sunt numele pozitive. Și y și pozitiv. În partea asta negative. Da? Când x-ul e 1, y e 1. După paralele. Și am găsit punctul. De coordonate 1, 1. Apoi, când x-ul este, să zicem, 0, faptul că 3, 2, da? Hai să iau 2. Când x-ul e 2, y-ul cât este în perioada asta, în momentul acela? 1 pe 3. Adică ce înseamnă 1? 1 din coloana de aia. Adică asta de aici o împărțim în 3. Da. Și luăm o singură parte. Ducem paralele. Și la intersecție găsim punctul. Asta e punctul 1 și 1 pe 3. De asemenea, 0 și care ar mai fi? 5 pe 3. Când x-ul e 0, y-ul e 5 pe 3. Cât ar însemna 5 pe 3? Un întreg și 2 3. Că 5 dacă îl împarți în 3 deci odată și mai rămâi 2. 2 3. Deci ar însemna un întreg și din al doilea întreg îl împărțim în câte? În 3 și luăm 2. Asta ar fi punctul. Ei, și sunt foarte multe perechi. Toate puse unele în altele, așa. Adică, eu dau un X, găsesc un Y, găsesc un punct. Toate puse unele în altul, unele în altul, unul în altul. Nu fac altceva decât să selecteze din plan. Deci, așa stă dreaptă. Va trece prin plan și va prinde niște puncte. Iată, punctul ăsta, dacă mă opresc aici, el are un X, e vorba de așa ceva, un X. Și are și un Y, adică așa. Și punctul ăla aici, Y, verifică relația, e mai sus. Deci eu câte, câte puncte pot găsi în felul ăsta? O infinitate de puncte. Asta, punctele de pe dreapta, sunt cele căutate de mine. Că vă întrebam eu mai devreme, câte puncte, câte astfel de puncte găsiți? Vă era foarte greu să găsiți, ați găsit pe unul, unul. Dar după tehnica asta, descoaterea unei necunoscute în funcție de cealaltă, se organizează foarte bine treaba, pentru că pentru ei știu ce trebuie să fac, îi dau valori și găsesc ingrecii. Igrecii ăștia care apar sunt imagini. Se cheamă, adică, după rețeta asta. După rețeta asta, dacă e o altă rețetă, alte valori vor fi. Fiecare valoare sau va fi funcție de rețeta asta. Ei, o astfel de corespondență de la X pe care îi știu și pentru găsirea igrecilor după rețetă, poate numele de funcții. Deci funcția este o corespondență care se realizează de la mulțimea X-urilor pe care îi știu pentru a descoperi Y-urile. Deci a studia o funcție înseamnă a studia mulțimea X-urilor care apar. Chiar nu multe așa. Deci funcția este o corespondență ce se realizează. O corespondență ce se realizează de la o mulțime a X-urilor cunoscuți, da? De la o mulțime a X-urilor cunoscuți. Iar Y-urile care se obțin, da? Y-urile care se obțin, se obțin după o rețetă.
mulțimea X-ul pe care o știu, poate nu e de domeniu de definiție. Da? Mulțimea X-ul pe care o știu. Mulțimea X-ul pe care o știu. Poate numele de domeniu de definiție. Rețeta după care se obține. Da? Rețeta după care se obține. Poate numele de lege de corespondență. Lege de corespondență. Deci, cum am spus, mulțimea X-ul pe care o parcurs, poate numele de domeniul de definiție, sublinează domeniul de definiție al funcției respective, da? Domeniul de definiție. Rețeta, rețeta care a fost? Din 5 se scade 2 ori X și se întâmplă 4 la 3. Rețeta, asta este. Sau legea de corespondență, modul în care, după care obțin Y. Și sigur, Y-ii aștele care apar și dintr-o altă mulțime, numită codomeniu. Y-ii care apar, Y-ii și ce rezultă, poartă numele de imagini, imagini ale X-ilor. Deci, așa, și fac parte și dintr-o mulțime, fac și ei parte dintr-o mulțime, numită codomeniu. Numită codomeniu. Așa încât, matematic, Y-ii ăștia o să-i notez cu F de X, deci Y-ii nu sunt tot timpul aceiași. Nu am aceeași valoare tot timpul. Și se schimbă în funcție de X. Alt X, alt Y. X-ul e 1 pe 2, Y-ul e 4 pe 3. X-ul e 1, Y-ul e 1. De aceea, Y-ii sunt dependenți de X. De ce? Răspunsul ăsta matematic e de X, da? Deci pe Y-ii aceștia îi plătesc cu el de X. De ce e de X? Pentru că sunt în funcție de variabila X. Și voi spune așa. Cum definim o funcție? Definim funcția asta. F definită pe ea cu valori în ea. Iată, în cazul nostru. Adică F e definită pe ea, adică X-ii pe care îi știu sunt numele reale. Y-ii care apar sunt știere tot niște numele reale. De ce am spus F definită pe ea cu valori în ea? Având rețeta, F de X egal cu, în cazul nostru, 5 minus 2 X, totul supra 3. Așa se definește o funcție. Deci, o funcție înseamnă să scriu de unde se pleacă, unde se ajunge și cum se ajunge, adică după ce lege, după ce rețetă. Da? Deci, domeniu, codomeniu și legea de corespondență. Cele trei elemente definitoare. Deci, poate să spun asta. Elementele caracteristice noțiunii de funcție. Elementele caracteristice noțiunii de funcție. Domeniu de definiție. Domeniul de definiție. Paranteză de unde se pleacă. Da? E mulțimea X-ul pe care trebuie să o știm foarte bine. Deci, domeniul de definiție. Apoi, codomeniu. Mulțimea în care ajungem, adică mulțimea Y-ilor respective, da? Și cum? Cum ajungem? Cum ajungem? După ce rețetă? Care este rețeta? Rețeta. Adică asta se cheamă lege de corespondență. Lege de corespondență.
Deci trei sunt elementele care caracterizează noțiunea de funcție. Domeniu, codomeniu și legea de corespondență. În multe igreșiții, se dă numai legea de corespondență. Să zicem, fie funcția f de x egal cu f de x egal cu 3x plus 1 supra x minus 2. Și nu indic domeniul de funcție, nu indic mulțimea x-ilor. Rămâne sarcina rezolvitorilor, să spun. Dacă acum încerc după rețeta asta să obțin... A, păi dacă e fracție, trebuie să fie numitorul... Ai, că bății la bazelul în spate. Da. Deci când a fost o fracție, că spune de condiția de pentru ca să obțin, este x diferit de 2. Pentru că dacă vreau să-i găsesc imaginea lui 2, f de 2 am fi 3 ori 2 plus 1 totul supra 2 minus 2 și face 7 pe 0. Nu pot să dau răspuns. Împărțirea 0 nu se poate. De aceea, ori de câte ori vedem o fracție, știm sigur că la fracție rețeta respectivă nu poate furniza, nu poate lucra dacă numitorul este 0. Deci, ori de câte ori vedem o fracție, repede să repunem condiția numitorul să fie diferit de 0. Da? Deci acest lucru să fie de acum literă de lege. Fracția se descurcă, face treabă, îți găsește imaginea. Oricine, pentru oricine putem găsi. Dacă nu mai lui 2, nu. Da? Uitați, e de 7. Poți să imaginea în 7. După rețeta asta, f de 7 este egal cu 3 ori 7, 21, 22, supra 5. Adică lui 2, lui 7, i s-a pus în corespondență. Cine? 22? 22 pe 5? După rețeta asta, că dacă schimb rețeta, altă imagine va fi. Însă lui 2, stop. Nu-i pătrui nimic. Lui 2 se întreba. Și eu sunt foarte frământat, stabilesc foarte bine mult domeniul de funcție. Adică în domeniul de funcție se păstrează doar aici pentru care putem găsi imagini. Uitați, observați. În domeniul de definiție, păstrăm, subliniem, păstrăm numai x pentru care putem găsi imagini. Asta e domeniul de definiție. Doar păstrăm doar x pentru care putem găsi imagini. Așadar, pentru funcția f de x egal cu 3x plus 1 supra x minus 2 pentru rețeta asta, vă spunem f e definită, cum spunem, f e definită pe el. Da, deci la funcția asta, f e definită pe el. F e definită pe el. În afară, fără elementul 2, deci minus mulțimea formată din elementul 2, cu valorile el. Și iată, domeniul de ființă este el în afară elementul 2. Că 2 n-are nici tot acolo. De dacă vă dau funcția f de x, că vă dau rețeta, f de x egal cu x plus 5, totul supra x pătrat minus 1. Și f de x egal cu x plus 5. X nu are voie să fie 1, foarte bine zis, și încă ceva nu mai poate fi. Numai 1. 0. Păi 0 are rost. 0. 0 minus 1 merge. Ce nu mai poate fi x? Unul e descus bine, dar mai este o valoare. Minus 1. Că minus 1 la pătrat face 1 și 1 minus 1 face 0. Deci aici trebuie să spune e fi de fi. Pe ea, minus mulțimea formată elementele 1 și minus 1. Cu valorile ea. Numere pătrate. Vezi? Domeniul de ființă este... De fapt, tu ce ai făcut în culise? N-ai vrut să-ți ne spui și nouă. Maria, dar cum x pătrat minus 1 e egal cu 0? E interesant când x pătrat minus 1 face 0. Și pe ce vedem de parte? X pătrat minus 1 e egal cu 0, e ceva nu s-a spus x pătrat.
egal cu 1. Și asta înseamnă două valori. X-ul 2 egal cu plus minus 1. Cine l-a putea să facă 1 plus minus 1? Și acele două valori nu au ce căuta. În concluzie, este esențial, esențial este să știți să stabiliți domeniul de ființa unei funcții. Iată dacă vă dau eu următoarea funcție. F de x. F de x egal cu x plus 5 supra x pătrat minus 3x plus 2. Ce văd de la aveți aici? Trebuie să facem o rădăcină în care... În care tu mergi negat în negație, da? Oblii să fie 0 și acelea îi dă deoparte. Că pe tine te supără momentul acela când numitorul este 0. Deci o să mergem cu x pătrat minus 3x plus 2 egal cu 0. Deci egal cu 0. Și acum vedem cum găsim aceste două valori, că asta e în pas egalul 2. Cum facem? Ai 1. Una este 1, de unde ți-ai dat seama? Ai simțit că vei fi acolo, da? Nu, da. Să vă fac și dar. Na, e x. Care e? Dar cum îi găsești? Că-s două, da? Îți găsești două. Avem o formulă de rezolvare care spune așa. X1 egal cu minus b plus sau minus radical din delta supra 2a de rezolvare. Unde delta egal cu b pătrat minus 4ac. Delta e b pătrat minus 4ac. Iar au este proiectul. De desus scriu a x pătrat plus b x plus c egal cu 0. Deci se vede prin paralele a este egal cu 1, b egal cu minus 3, iar c egal cu 2. Deci a 1, b egal cu minus 3 și c egal cu 2. Și atunci, calculăm pe delta, delta egal cu b pătrat minus 4ac, și dau cu b care este minus 3 la pătrat minus 4 ori a, ori 1, ori c, ori 2. Și egal cu 9 minus 8 egal cu 1. Și atunci formula este x1 2 egal cu minus b, dar b este minus 3. Și vine minus minus din 3, plus minus radical din delta care am găsit 1, supra 2a, 2 ori 1. Face 3, plus minus 1, supra 2. Și avem o dată un valoare de x1 egal cu 3,1, 4, pe 2, 2. Și x2 egal cu 3 minus 1, 2 pe 2, 1. Aici erau dreptate, 1 și 2 sunt valorile căutate. Așadar, vă spun aici, el e definit în terminal, minus mulțimea valorilor, mai puțin mulțimea valorilor pe care am găsit acum. 1 și 2. Că sunt mare supărare, da? 1 și 2. Cu valori, nu? Ia. Deci el e definit în terminal, în afară de aceste valori. Mai puteai să găsești, să rezolvi fața asta și altfel, mai Cosmin, ai avut de fața x pătrat. Minus 3 x plus 2. X pătrat. Era 2 numeri care era doar de sub 3 și nu știu de sub 2. Deci ai avut x pătrat minus 3 x plus 2, e dat cu 0. Și tu știi că atunci când... Fie, trebuie, că... Și știi că aici e lucrurile când e 1, te gândești la x pătrat minus x plus produsul egal cu 0. Da. Și te întreb ce numere ar putea să facă 3. Și... Deci x1 plus x2, x1 plus x2 se facă 3. Și x1 ori x2 se facă 2. Ce două numere ar putea să facă 3 și cum se facă 2? Numai 2 și 1. Că 2 și 1 face 3 și 2 ori 1, 2. Cele două?
1 și 2. Deci există această idee. Dar dacă nu ți-ai idee și asta? Nu știe nici formula, nici nu s-a uitat asta. Mai ai vreo idee? Deci nici nu știi să rezolvi fața din gradul 2. Nici nu știi cu sumă și produs. Și nu merge totdeauna cu sumă și produs. Când merge, mai și nimic. E unul. Da? Cum se descurce aici? Cum să te descurci? Eu cred că printre X l-aș fi rupt în două. Un 2X și un X. Deci aici ar fi scris așa, echivalent. Cu X pătrat minus X minus 2X plus 2 egal cu 0. Deci X pătrat minus X minus 2X plus 2 egal cu 0. Și x pătrat minus x, ce putem scoate în factor comun la x pătrat? Pe x. Și apare x pe lângă, aici rămâne un x, minus 1. X pe lângă x minus 1. Și din ce e 2? Deci, poate un 2. Un minus 2 chiar aș scoate. Da. Și dacă scoate minus 2, vine minus 2 pe lângă, x minus 1. Egal cu 0. Deci x pe lângă x minus 1, minus 2 pe lângă x minus 1. Și acum apare factorul comun x minus 1 în cei doi termeni. Și într-o parte și în cealaltă. Scoatem pe x minus 1 factor, x minus 1, pe lângă x. Pe lângă x minus 2. X minus 2. Egal cu 0. Și cât ori pe lângă mulțire fac 0? Cine ori cine se facă zero? Unul din... Pe rând, fiecare cu șansă să fie zero. Deci de aici rezultă că x minus 1 egal cu 0 sau x minus 1 egal cu 0. Adică x egal cu 1 și x egal cu 1. Iată că te descurci dacă ești inventiv și ai sesizat că pe 3x îl poți scrie ca fiind minus x și minus 2x, treaba merge. Scos pe x minus 1 factor și totul merge foarte bine. În concluzie, cât privește fracția asta, pe care țietă, după care să obții y, putem spune că am stabilit acest lucru important, că domeniul ființei este iert în afară de 1 și de 2. Dacă încerci cu 1 și 2, găsești imagine? Nu. De ce? Că vine aici ceva pe 0. Împărțirea la 0 nu are sens. Așa încât. Vedeți? Când zic funcție, de cele mai multe ori am la dispoziție rețeta, deci am la dispoziție rețeta, și mă interesează să stabilesc domeniul de ființe, să stabilesc x și în ce mulțime se plimbă ei. Adică stabilesc la ce x. Pentru care pot găsi imagini. Aici e povestea. Totdeauna asta e povestea. Și iată, să continuăm. Să zicem că vă dau funcția f de x egală cu f de x egal cu 7x minus 1. Vezi la numărător, nu mă interesează. Anumitor e povestea la fracție. Supra radicalul x plus 2 totul la fracție minus 5. Povestea este că nu cumva să existe un X, pe care dacă mă opinim sau mai mulți, să dea X și zero. Cum să? Deci mai gândim, 7X lăsăm așa. 7X minus 1, totul supra. Aici. Aici, cuvântul de existență are radical. Da, dar radical din ceva la a doua. Păi desfacem paranteza. Dispare radicalul, nu? Da. Păi desfacem 1.
Desfaci paranteză, ce zice? X pătrat, x pătrat ca un binom. Plus 2x plus 4. Plus 2x plus 4, mi se zice, doar numărul al doilea. Da, plus... Deci la primiera radical din x pătrat, plus 4x plus 4 și minus 5 de afară. Și deci, în urmă, cum se zice? E coeficientul radical, deci fie mai mare sau egal decât 0. Păi este, am stricat mai înainte. Și... că el este asigurat fiind la pătrat. Am stricat radicalul acolo. Da, dacă faci și pătrat cu spatele sus, este mai mare egal decât 0. Dacă e egal cu 0. Păi dacă e egal cu 0, rămâne minus 5. Încă la viitor lucrurile sunt. Aici e o poveste de supun radical de ordine par. 2, 4, 6. Se iese în modul. Deci trebuia să știți că acolo urmează așa. Radical din x plus 2 la pătrat înseamnă modul din x plus 2. Modul din x plus 2 minus 5. Da? Deci, dacă avem radical într-o expresie la pătrat, trebuie să punem modul. Și acum, ne interesăm când asta este 0. Deci, ne interesăm când modul din x plus 2 minus 5 egal cu 0. Ce ți-a prins asta? Că modul din x plus 2 să fie egal cu 5. Când? Oare? Când se întâmplă așa? Cât trebuie să fie întrebat aici ca să facă 5? 3? Nu. Că, a, x-ul să fie 3, ne spune. Da. De acord cu asta. Adică x plus 2 să facă 5. Știu unde x-ul va fi? 3. Deci de aici rezultă că x plus 2 să facă 5, dar tot atât de mult poate să fie și minus 5. Că modul de minus 5 egal cu 5, adică el când e negativ, îl transformă, face pozitiv. Deci x plus 2 egal cu 5 sau x plus 2 egal cu minus 5. Insist, dacă nu ne-am fixat modul din 7, cu cine este egal? Cu 7. Dar modul din minus 7, tot 7 este. Pentru că modulul nu ține cont de semn. Sau dacă e, pe altfel spus, dacă e pozitiv, îl las așa. Dacă e negativ, îi schimbă semnul. Deci modul din x egal cu, prin definiție, egal cu x, dacă e x-ul pozitiv. Da? Și egal cu minus x, adică dacă mai e negativ, îi schimbă semnul și îl faci tot pozitiv. Egal cu minus x, când x-ul este negativ. Iată, așa este literă de lege. Deci asta face modulul. Dacă e pozitiv, îl lasă așa, dacă e negativ, îi schimbă semnul și îl face tot pozitiv. Așadar, x plus 2 egal cu 5 rezultă x egal cu 3. Așa este? X plus 2 egal cu 5 este egal cu 3, 5 minus 2. Și de aici rezultă că x egal cu altă variantă. Cât ar veni? Minus 7. Minus 5 minus 2. Egal cu minus 7. Iată că sunt două valori care mi dau de lucru. 3 și minus 7. Așadar, dacă cumva caut să fac imaginea lui 3, adică să vreau x cu 3, și când fac calculul, aș vrea da ceva pe 0. Și învățăm la 0 nu are sens. Așa încât de 3 trebuie să facem parte și tot atât de bine și pe minus 7. Pentru funcția asta de ei, voi spune, e fi de dintre el, orice număr poate să fie, de această imagine, în afară de elementele 3 și respectiv minus 7, 3 și minus 7, cu valori în, cu valori
în iar. Da? De foarte multe ori suntem puși în situația de a găsi domeniul de definiție a funcției. Deci, este esențial să înțelegeți ce înseamnă funcție. Deci, funcția înseamnă că eu știu ce X am la dispoziție, am o rețetă și după rețeta aceea găsesc Y. Și a studia funcția înseamnă a te interesa de Y. Ce fac Y? Care sunt aceia? Da? Natura lor. Sunt crescători. Sunteți crescători. Deci foarte multe probleme am în continuare în minte în legătură cu o funcție. Și ați ajuns la auzit la casă. Fie funcția. Fie funcția. Deci, practic, prin rețeta aceea mi se dă posibilitatea să vă interesați de Y. Care apare? Y aceea. A studia, notați-vă, a studia o funcție. A studia o funcție înseamnă a studia o funcție înseamnă a cerceta, a cerceta mulțimea Y-lor, a cerceta mulțimea Y-lor, care apar după rețeta respectivă. A cerceta mulțimea Y-lor, care apar după rețeta respectivă. Și, repet, ne interesează de multe ori dacă Y-ul se așează în mod decrescătoare, descrescătoare, informații cât mai multe despre mulțimea Y-ului respectiv. Asta este toată filozofia funcției. Însă, cel mai important este să stabilim domeniul de ființe. Iată, dacă vă dau funcția următoare. Y de X egal cu f de x egal cu radicală din x plus 2. F de x egal cu radicală din x plus 2. Nu spun domeniul de ființe. Dar așa da. Acum îmi treaba voastră să găsiți domeniul de ființe. Trebuie să vă interesați ce funcție are. Și radical. Ce știți despre radical? Deci el lucrează, eu mă descurc, fac treabă, dacă ne asigur de desubt, nici pe doamnă. Pozitiv. Da? Deci, există radicalul din x plus 2, dacă și numai dacă x plus 2 e mai mare decât 0. Dacă e băgat un număr negativ, e nebunit. Nu mai dă, nu mai știe să descurce. Deci x plus 2 este mai mare decât 0. Asta înseamnă echivalent. Va spune că e x mai mare decât minus 2. Am dus pe 2 în partea cealaltă. X mai mare decât minus 2. Ceea ce ar însemna că x aparține de la minus 2 în coloană. La plus infinit. La minus 2 la plus infinit. Așa încât, odată ce am dat funcția asta, ăsta e domeniul de ființe. Deci eu spun, pentru funcția f de x egal cu radical din x plus 2, virgulă, f-ul definită pe minus 2 plus infinit. Da. Cu valori în f. Chiar numele pozitive. Că după ce o creează, nu lasă răspunsul, este numai pozitiv. Iată, dacă facem pe minus 2. Pentru x egal cu minus 2, rezultă f de minus 2, cât face f de minus 2? E radical din minus 2 plus 2. Aici 0. Deci imaginea la minus 2 este 0. Dar dacă x egal cu minus 2, ia să vedem ce faci cu minus 2. E pe minus 3, cât ați fac, Maria? Face radical din minus 1 și l-am înnebunit. Și mă, nu pot mai face. Nu mă descurc, nu mă înțeamă de radical. Deci nu-ți dă răspuns. De aceea, nici minus 3, nici nu se află aici. Deci, care să de unde cer la minus 2 încolo? Da? Poți să iau lui 1, poți să iau lui 0, poți să iau lui minus 1.
Pot găsi în mașină. Este esențial ce lucru să niște ucrate ca ori de ordine 2 există numai din numere pozitive. Numai și din numai din numere pozitive. Și dacă așa stau lucrurile, deci numai și din numere pozitive, înseamnă că ne-am pus condiția și am găsit la numărul 2 încolo. Deci domeniul ființei este zona de la numărul 2 la plusul infinit. El se vede o altă funcție. F de x egal cu 7 x minus 1 supra 2 la x minus 8. 2 la x minus 8. Din nou, în moment de panică, e o fracție. Ce știu despre fracție? Că există fracția. Nu are voie, pentru că răspunzi fizia, deci există, adică pot găsi y-ii pentru toți x-ii, dar cu excepția celor care nu mă duc spre x pe numitor zero. Știți voi pentru ce x se dă spre zero? 3. Că 2 la 3 că face 2 la 3, 8, 8 minus 8 face 0. Așa că pe 3 trebuie să dăm de parte. Deci, de fapt, ce am făcut? Am făcut 2 la x egal cu 8. Adică, de ce? Pentru că fac x egal cu 3. Ca tot ce spunem, e fiind definită pe egal, minus puținea formată din elementul 3, un valor, adică y-le și care apar, sunt și ele niște numere reale, care le merg. Da? Ca să vă puteți descurca, trebuie să știți pretențiile unor funcții. Adică ce pretenții? Oare ce pretenții are radical? De ordine 4. De desubt acolo, să fie totdeauna numai numere pozitive. Radicalul de ordine 2, 4, 6 există numai de numere pozitive. Notăm. Pentru a stabili corect domeniul de funcție, da, pentru a stabili corect domeniul de funcție, trebuie să știm pretențiile unor funcții, pretenții, ghilimele. Până acum ce am zis că fracția. 1. Fracția. Ce pretenție are fracția? Fracția. Fie diferit de zero. Asta e. Pentru fracție. Numitorul diferit de zero. De ce? Mai văzut fracție, te ești asigurat numitorul diferit de zero. Tu iei egal cu zero, găsești acolo și acea valoare de numai. 2. Radicalul de ordine par. Ce pretenție are radicalul de ordine par? E pozitiv. Adică tot ce e sub radical se e pozitiv. Așa. Expresia de sub radical să fie mai mare egal cu zero. Foarte, foarte important. Deci aceasta este pretenția radicalului de ordine par. De ce punem condiții? Pentru că impunem situația aceea. Iar dacă îți vă dau funcția următoare, ce dă funcția e la x? E de x egal cu radicalul din 3x plus 1 supra 5x minus 2. 3x plus 1 supra 5x minus 2. Ce ne face cu această funcție? Ce domeniu de ființă o iau? Iată problema. Cine e x? Sau care sunt acei x pentru care găsim imagini? E tot pe dreptul, dacă e radical pozitiv, de expresie de sub radical trebuie să fie mai mare sau egal decât 0. Deci, din radicalul de ordine par, ca să poată lucra, trebuie să-i asigurăm că toate expresiile astea sunt mai egal decât 0. Deci, spune. 3x plus 1 supra... Spune condiții, da? Condiții. 3x plus 1 supra... plus 2. 5x mai mare sau egal decât 0. Nu mai egal decât 0. Dar de unde se ghici noi așa o dacă? Care să fie x și care să fie egal asta? Pe loc, pe rând. Adică? 3x plus 1 mai mare ca 0, 3x mai mare ca minus 1. Adică ce e zis mai mare ca 0? Ce te face pe tine să zici asta mai mare ca 0?
Trebuie să fii pozitiv. Mai mare sau egal decât 0, deci trebuie să fie... Dar de ce să fii pozitiv? După înlocuirea cu X, ăsta poți să fii pozitiv și pozitiv amândoi. Da. Că plus pe plus la învățire face plus. Dar poți să fii și minus pe minus. Da. Că minus pe minus la învățire face plus, nu? Deci aici ar fi două situații. Două cazuri de analizat. Amândouă pozitive sau amândouă negative. Vezi? Tu te gândești repede să fii pozitiv. Te gândești la cealaltă să fii pozitiv, dar scăpai din vedere că am putut să fii negativ. La încălzire minus pe minus. De aceea, o să oglindim asta ca funcții de sine stătătoare. O să notăm F1 de X egal cu 3X plus 1. E o rețetă. N-am nicio pretenție. 3X plus 1, tot timp, orice X ai locui, îți dă Y. Deci, asta e F1, asta e fiindă pe el, va mai viață și toată restricții. E simplă. Cea de-a doua, F2 de X, este 5x minus 2. Și asta avem, nu am nicio treabă. E o plăcută pe el cu valoare în ea. Măi, dacă aș ști eu... Ai văzut că după locuirii poate să fie și numere pozitivată. Și în F de minus 1 face minus 3 plus 1 minus 2. Face valoare negativă. Dacă se dau pe 1, 3, 1, 3 și 1, face 4. Deci pentru anumite valori face, pentru anumite X face, dar după locurile obțin numere negative, pentru altele obțin numere pozitive. De aceea, o să mă interesez când obțin pe 0, da? Mă interesez când F1 de X face 0. Deci, când are ca imagine pe 0, care este X-ul pentru care e F1 ține de ca imagine 0? Adică 3X plus 1 se bate 0, ceea ce a însemnat X se dă un minus 1 pe 3. Adică, dacă aș face un tabel de variația setului, X și având voie să vin la minus infinit, la plus infinit, la minus infinit, la plus infinit, F1 asta, adică rețeta asta, 3x plus 1, când am obține pe 0, când ați imagine pe 0, când x-ul este minus 1 pe 3. Deci, dreptul minus 1 pe 3, am imaginea 0. De acord? În felul ăsta, intervalul de la minus infinit la plus infinit a fost rupt în două. O zonă de la minus infinit până la minus 1 pe 3 aici, și altă zonă de la minus 1 pe 3 la plus infinit. Deci sunt două zone. O să mă interesez să iau un X de aici, să-i găsesc imaginea. Spuneți-vă un X din zona asta, de la minus infinit la minus 1 pe 3. Dați-vă un X din zona asta. Minus 2. Minus 2. E minus 2. Hai să facem imaginea. Locuim pe X cu minus 2. Face 3 ori minus 2. 6 plus 2. 3 ori minus 2 face minus 6. Plus 1 face minus 5, da? Minus 5. Orice X ar da 2 pe X în zona asta, totdeauna o să obține numai numere negative. Deci pentru că orice X la minus 1 la minus 1 pe 3, obțineți numai numere negative. Când vă reduce partea cealaltă, veți obține numai Y pozitiv, după rețeta 3x plus 1. La fel fac și cu cea de-a doua, cu 5x minus 2. Sunteți convinți că e bine așa, cum ați spus, x pozitive? Dați o valoare de aici, de aici, la minus 1 pe 3 acolo. 3. 3 ori 3, 91, 10. Pozitiv. Tu ai zis 1. 3 ori 1, 3 și 1, 4, deci pozitiv, nu e un cap de discuție. Am să trag linie și de sub scriu pe cea de-a doua funcție. Adică pe cine?
pe 5 x minus 2. E 2, da? După e 2 de x, care are altă rețetă, e 5 x minus 2. Și oare când 5 x minus 2 e egal cu 0? 5 x minus 2 e egal cu 0 când x-ul e egal cu 2 pe 5. Când x-ul e egal cu 2 pe 5, da? Că vine 2 dus în dreapta. Cu alte cuvinte, în dreptul 2 pe 5, nu se pune pe 2 pe 5. După minus 1 pe 3, e pozitiv. În dreptul 2 pe 5. Asta este 0 la cercetare. Asta e rețeta. Da? Este 0. Observă că și pentru asta, pentru 5x minus 2, intervalul este rupt de la minus infinit până la 2 pe 5 și la 2 pe 5 încolo. Deci sunt două zone. De la minus infinit până la 2 pe 5 și la 2 pe 5 încolo. Să luăm un x din zona asta. Unii care nu place vouă de aici. Minus 3. Minus 5. Dar și minus 2 putea să fie. Minus 10, minus minus. Minus 10, minus 2, minus 12. Deci toți pe zona asta, pentru toți și la minus minus la 3 pe 5, vom avea valoare negative. Pe când, după ce treci din cuic și dincolo, vom avea ce fel de valoare? Pozitiv. Și acum, hai să facem fracția. Cum am avut noi, 3x plus 1 supra 5x minus 2. Deci fracția 3x plus 1 supra 5x minus 2. O secundă. În minus 1 pe 3 este 3x plus 1, 0, adică numărător. Și 0 cu ceva, 0 împărțit la ceva, face 0. Deci aici vom avea 0. În 2 pe 5, cine este 0 pe 5? 5x minus 2, care e la numitor. Și împărțirea la 0 are rost? Împărțirea la 0 nu are rost. Deci nu are, nu există împărțirea. În 2 pe 5. Și începem. Minus cu minus face plus. Plus, plus merge până la minus 1 pe 3. Între minus 1 pe 3 și 2 pe 5. Între minus 1 pe 3 și 2 pe 5 ce are? Plus cu minus este minus. Da? Și de la 2 pe 5 încolo am numai plus. De la 2 pe 5 încolo am numai plus. Cum trebuia să fie fracția asta? Uitați-vă, cum trebuia să fie fracția asta? Mai mare egal decât 0. Nu unde vede mai mare egal decât 0? Aici și aici. Adică de la minus infinit la minus 1 pe 3. Deci este echivalent. De la x și ce aparțin de la minus infinit la minus 1 pe 3. Minus 1 pe 3 închis. Da. Adică poate să fie și 0 acolo. Reunit cu 2 pe 5. Cum la 2 pe 5? La 2 pe 5. La plus infinit. Dar cum e la 2 pe 5? De la la plus la ce vrei închis. Închis. Adică nu și pe 2 pe 5, da? Să ne urmă acolo bar. Păi despre... E deschis, da. Păi voi dai voi atenție. La 2 pe 5. La plus infinit. La plus infinit. Și ăsta este domeniul. Adică numai aici și de aici fac radicalul fericit. Doar pentru x și de aici radicalul se desfășoară. Și așa, dacă spune că e cuvenită pe minus infinit minus 1 pe 3 reunit cu 2 pe 5 la plus infinit cum va fi? Nu merg. Nu merg, care nu știu să merg. Și am stabilit o definiție. Ăsta e domeniul de ființe. Da? Domeniul de ființe este minus infinit minus 1 pe 3, reunit cu 2 pe 5 la plus infinit. Care e concluzia? Că noțiunea de funcție este esențială. Că în școală, mai ales începând, din clasa a 8-a chiar,
care din clasa 8-a, începând noțiunea de funcție este centrală. Fără noțiunea de funcție înțeleasă, nu faci nimic. Auzi deseori, se dă funcția de X, nu știu ce, nu știu cum. Dacă tu nu înțelegi nimic ce face funcția, despre ce este vorba, n-ai nicio șansă. Trebuie să știi funcțiile elementare, cum ar fi fracția. Există numai din numere pozitive, dacă numitorul e fel de zero. Radicalul există numai dacă tot ce sunt radical sunt număr pozitiv. Când am avut o fracție aici, am pus condiția ca întreaga fracție să fie mai mare ca pe zero. Toate expresele acolo. Deci aflarea domeniului de definiție este esențial. Știi, trebuie să știi pentru ce X poți găsi imagini. Asta e povestea. În stilul în care fac eu lecțiile așa, să vedeți, să avansăm ușor, ușor, m-am trezit cu foarte mulți care spuneam, domnul profesor, odată ce faceți niște lucruri, sunt atât de clare, sunt ca la lumina zilei. Lucrurile sunt clare pentru că voi ajungeți în clasele terminale, operați cu noțiuni despre care abar nu aveți. Nu știți nimic despre ele. Acolo s-a auzit, urechea intră pe ei, partea asta, uite, iese pe cealaltă, nu știm nimic de noțiunea ce ne importantă. Cred că e 8 și jumătate, 9 jumătate cât este. Până la 9 și 20. 9 și 20. Tu te grăbești să... Eu mă duc în... Da. De să urmă ca pe sau... Să prinzi autobuzul. Cred că eu vreau și Maria și Maria. Da? Și eu să rămâi ca să te duc acasă. Așa am vorbit. Da? Și așa că... Să ne spunem prietenilor noștri că facem niște lecții interesante, merită să facă ce? Să dea like și share pentru lecțiile acestea. La noțiunea de funcții, ce am făcut aici? Definiția. Definiția. Și am dat exemple de funcții cărora am stabilit domeniul de definiție. Funcția fracției și funcția radicală. Am găsit și inecuațiile aici, funcționale de rezolvat. Cam asta este la revedere. Pe